Sunt Angela Proșoveanu și vă invit în grădina mea ca să gătim o rețetă furată de la Răzvan Exarhu. Ce să faci atunci când se usucă croissantul? Să faci o criză existențială sau să faci din el ceva nou și bun? Cam așa arată schimbarea la față a croissantului. Atât s-a putut vorba celui Exarhu. Dar puteți să încercați rețeta cu orice fel de altă coptură pe care ați avut-o și a rămas să se năsprească sau a rămas o bucățică. Încercați și să-mi spuneți cum a fost!